Păi noi chiar nu avem multe calități în emisiunea asta, cel puțin noi doi, Bogdan. Dar un lucru îl facem bine, ascultăm. Asta chiar ni s-a spus, că suntem foarte buni ascultători. De vorbit, mai greu, da. Și de-abia așteptăm să ascultăm poveștile următorilor noștri invitați, care mai au și 3 copii acasă și își păstrează zâmbetul pe buze, dacă vă vine să credeți. Andreea Popescu și Radeș Cojoc, salut! Bine ați venit! Mi-a să zic bună seara! Bine v-am găsit! Uite că sunt bine, da, sunt să știți okay. Că mă cheamă Andreea Cojoc. Știu că lumea în online și în media mă cunoaște, mă știe drept Andreea Popescu, dar sunt Cojoc. Eu am luat numele soțului, mi-am dorit foarte mult să mă cheamă Cojoc. Ce frumos! Schimbăm da. Acolo și jos pe text, să știți, să treceți. Da, îți dai seama că oamenii rămân cu felul în care te-au cunoscut. Sunteți ok? Vă văd că zâmbiți. Sunteți chiar voi sau aveți o perfuzie? Nu, pe ne forțăm. Adică eu acum chiar mă forțez. Doamne, 3 copii acasă, man! Nu, am intrat în studio și când i-am văzut, am zis, dar ce se întâmplă cu voi cu 3 copii atât de frumoși și ei se iubesc? Adică se vede pe ei, știi, că au așa o aură frumoasă. Și le-am zis, voi v-ați făcut o perfuzie la intrare. Stai un pic, că ei se iubesc. Eu cred că există și la voi certuri în vacanțe, în astea? Nu, fiecare zi, nu exagerez. Dar există discuții zilnice. Mai există și momente în care eu mă enervez foarte tare pentru că el este o persoană foarte calmă. Eu, ca să vă fac să vă simțiți mai bine, eu în luna de miere, acum 5 ani, am divorțat de 3 ori în mintea mea. Păi nu, că și noi în vacanță adică divorțăm. Divorțat de mine 3 ori. Și noi în vacanță divorțăm de foarte mult. Mai ales duminica când ieșim cu copiii undeva. Divorțăm de 7 ori până intre o mașină. Dar e ok, e bine că nu punem în practică. Că toți suntem în luna iubirii, eu știu că voi aveți o poveste de dragoste foarte frumoasă și ne-am dorit tare mult să ne spuneți și nouă. Cum a început? Cum a început? Zi-te, iubire. Păi hai că vă povestesc eu. Așa, Raluș. Ne-am cunoscut la o petrecere printr-un prieten comun care știa că eu sunt dansator, știa, bineînțeles, că eu atunci dansam la Delia. Delia. Și a zis că hai să te duc la o dansatoare super mișto, să dansezi puțin cu ea. Eram într-un club cunoscut din București, da, și am dansat atunci prima oară împreună. Dansuri așa de, adică da, nu, la nu, nu dansurile salsa, pe care un... le societatea, au dansat așa, ceva caliente așa. Nu dansurile pe care le practic eu, dar în fine, oricum a fost compatibil, nu? Da. Am fost compatibil din prima. Dar și după aceea s-a întâmplat asta? Acum cred că acum 14 ani, dar după aceea am început să formăm un cuplu acum 13 ani. Deci am dansat atunci. Da, și pam, pam, flama s-a aprins. Da, da. Și ce s-a întâmplat? La mine s-a aprins. La ea s-a stins. Deci, dacă voiai să mă întreb dacă a fost dragoste la prima vedere, nu. Nu a fost bine, că a fost și la party, am dansat nu știu ce, după care fiecare a plecat acasă și a început să-mi scrie. Ce mi-a plăcut mie foarte mult la el a fost că, atenție, scria corect gramatical. Băi, da. Maxim. Greu să mai găsești așa ceva. Punea diacritice și așa mai departe și mi-a plăcut super mult. Și el spunea, uite, eu plec în cantonament, pentru că el dansează încă de când, de 30 de ani. Și plec în cantonament și urmează să mă întorc și că așa, poate ne întâlnim, da, după aia la mulți ani de Sfântul Andrei, da, mulțumesc. Și așa am ținut-o cam un an de zile. Și după aceea a făcut el o intervenție obligată, forțată. Un an de zile l-ai ținut așa? Da. Bravo. Pe jar. Da, cam așa. Pe jar. Și în timpul ăsta nu te gândeai la el ca la o posibilitate, nu? Nu, pentru că el avea 21 de ani, eu aveam 26 atunci. Un copil. Ok, și am zis ce să fac cu el. Eu vreau să mă măriți, voiam copii, voiam familie, ce să fac? Da, între timp, am mai trecut o perioadă și am ajuns să avem aceeași vârstă. Frumos! Și m-ați iertat. Ești obraznic? Păi nu în sensul că ai tinerit. Că ai tinerit, nu, e adevărat că zice. Chiar am făcut 40 de ani de curând, adică săptămâna trecută. La mulți ani, la mulți ani. Și am făcut de la plural. Bine, ești la așa, și el spune... Faci 40 de ani, nu este adevărat, fac 39. Măi, te-ai născut în 84, suntem în 2000. Și a fost o chestie de asta, dar și el încă nu are 35, ca să înțelegeți. E ok. Se poartă, Andreea, dacă te liniștește, se poartă și la altă casă. Așa, Rareș, zine cum a fost pentru tine. Zine și focul. Da, că ai făcut o intervenție, ceva. Păi da, o intervenție, adică am pus la cale un plan. Așa. Ideea este că acest prieten al nostru să o invite pe ea în oraș. Adică să-i spună, hei, uite, ne-am mai văzut de mult, hai să mai ieșim să ne, nu știu. Să ne întâlnim, Doamne ferește, nu, așa. Da, nu, tu să te întâlnești. Da, da. Bine, da. De până ați amintit din copilărie, ei practic... Ne știam de foarte mulți ani, de foarte mulți ani, de când erați mici, nu, de când erați copii, așa.
Și hai să ne mai vedem și mai departe. Și am zis, băi, fii atent, tu îi spui, hai să ne vedem. Și eu spun, ok, și apar și eu acolo. Adică apar și eu acolo. Te duc eu cu mașina și, nu știu, metez o poveste, că n-ai cu ce să te deplasezi. Da. Să stau și eu cu omul, n-ai cu ce să se întoarcă. Și a venit el în fața porții, zi iubire. Da. Și când ai mai așteptat să vin, ce, cum ai imaginea? Primul tău impact cu mine, spune-l. Impact emoțional. Da. Nu, dar emotional damage. Se certa cu Mike, s-au ieșit câinii din curte. Oh. Mama era în papuci, eu da, Mike era super, da, era super nervoasă. Iar l-ai lăsat pe Marni. Și tu te-ai uitat la ea și ai zis, iar, nu știu, ia, e femeia mea. Asta este femeia e care super mă va aduce pe calea așa drept. Da, e tot timpul un gentleman, toată lumea care îl cunoaște, vai, cel mai educat, cel mai... Și eu, bă, așa dintr-o bucată, și am intrat în mașină și, păi, unde mergem, ce facem, nu știu ce, e directă, în fine. Uh-huh. Și de atunci, din seara aceea, am rămas împreună. Da, da, am rămas împreună. Wow. Din un sărut. În seara aceea. Aaa, ce tare! Da. Bravo, bravo, da, domnule! Dă voie să strâng mâna, frumos! Și a fost foarte drăguț, pentru că în timp ce vorbeam, el a dormit la masă. Uh-huh. Dar e ok, uh-huh, asta e altceva. Uh-huh. În timp ce vorbeam, atât de interesant era subiectul pe care... În timp ce vorbeai mult. Așa? El a adormit. Real a adormit. Nu cred. Da. Nu, era foarte târziu. Era unul. Se făcuse 5-6. Nu, nu, lasă, nu, 5-6 dimineața. Ei, două, în fin. Da. Da. Se mai întâmplă. Cum s-a schimbat relația voastră în toți anii ăștia? Așa, acum că vă uitați unul la altul și v-ați adus aminte de momentele aia, de cum erați atunci. Da, parcă e altă viață, nu? Parcă mă iubești mai mult acum, nu? Da. Așa. Nu te iubeam, eram doar îndrăgostit. Nu, măi, da, așa că ne aducem aminte. Da, așa, viața noastră e frumoasă. Mi-am dorit foarte mult viața de familie. El încă nu știa ce vrea atunci de la viața. La 22 de ani, când... tocmai ce împlinise 22 de ani. Și după 3 săptămâni am zis, ori ne mutăm împreună, ori nu continuăm nicio relație. Pentru că eu așa sunt, trebuie să... Decisă. Facem... Da, și a zis, bine, hai, dacă tu... Mi-a zis după 2 săptămâni că mă iubește, nu? Uh-huh. Dar ți-a avut și momente, hai să le spun, dificile? Am avut, parcursul anilor? Da, mai am avut. Adică în sensul că... Am avut. Am avut... Ceasă, adică ați ajuns, spre exemplu, într-un moment în care ați vrut să vă despărțiți? Să nu mai fiți de lucru? Băi, la început așa ne... Vă copilăreați. Și ce ați făcut? Cum ați depășit? A fost un pic greu, pentru că a fost greu să înțeleagă faptul că eram atunci în presă, se scria despre mine. Și tu să mă înțelegi pe mine, pentru că eu plecam foarte mult și acum plec, adică practic e obișnuit. Pleca foarte mult și trebuia să doarmă cu partenera în aceeași cameră și în același pat, că așa era, așa plecau. Da. Și mi-a fost foarte greu să înțeleg foarte multe aspecte. Eu eram tot timpul în concerte cu Delia, eram în atenția presei, familia... Ce a zis presa despre tine, ceva să-l deranjeze pe Rareș? Ce era înainte, poate, nu știu, nu... Nu voia să fie chiar înainte, adică să-l aduc astăzi aici a fost foarte greu, credeți-mă, 3 săptămâni m-a rugat de el. Te rog frumos, te rog frumos, te rog frumos. Deci așa e păcat, e păcat că, uite, vezi, ne lipseam de un om foarte mișto. Nu, el apare să vorbească despre performanțele lui pe care le are și nu... O să vorbim și noi despre performanțele tale, pentru că sunt notabile și n-avem cum să trecem peste asta. Dacă vreți, e ok. Dar ce hai să faci asta pentru mine, vine. Ce frumos. Oameni mișto, mă. Da. Oameni faini, cu bun simț. Cu copiii, cum e viața cu 3 copii? Că poate unii au doar unul și se inspiră de la voi și să mai facă? Da. E super într-un fel. Adică e îngrozitor de greu, dar satisfăcător. Extraordinar de frumos, ceva de genul. Uh-huh. Da. În sensul că, na, fiecare cu vârsta lui, bineînțeles, copii mari sau mai mari, că nu putem spune. Cât au, așa, ca să știe totul? Joachim face 6 ani la vară. 5 ani, 7 luni, Anastasia 2 ani și 2 ani și 4 luni. Aproape și jumătate. Și Alexei 9 luni. Nu? I-am făcut repede, cel puțin Anastasia avea 9 luni când eu am rămas însărcinată. Sunt foarte diferiți și abordarea noastră și comportamentul nostru față de ei este foarte diferit. Bineînțeles, eu îmi petrec majoritatea timpului cu Joachim, pentru că este mai mare, a început să facă tot felul de activități, tot felul de sporturi și atunci eu încerc să mă implic cât mai mult în rutina lui. Moșteni vreunul talentul la dans de la vreunul dintre voi? Cred că da, Joachim vrea să danseze, își dorește foarte mult să danseze. Eu nu vreau ca el să danseze, nu vreau, adică să fac sport. Ce înseamnă viața de dansator, așa cum ai experimentat totul? Dans sportiv. Greu, e sacrificiu. Nu, și adică la dans, să zicem, să ajungi numărul 1 mondial sau să câștigi un campionat mondial, efectiv, nu ai cum la 18, 19, 20 de ani. Deci, n-a existat așa ceva și nici nu cred că va exista, nu.
efectiv nu poți să ajungi, să zicem, dacă te apuci de dans la 5-6 ani, nu poți să ajungi până la 18-19 ani atât de copt, atât de fluid în mișcare, în armonie cu partenera, cu toate cele și matur în sport încât să câștigi. Adică știu că există excepții în Formula 1, cum a fost cu Max Verstappen, da, la 17 ani, sau în tenis, Rafa Nadal, sau alții care au câștigat foarte timpuriu. Dar la dans mi se pare imposibil și e așa o muncă asiduă care se desfășoară pe foarte, foarte mulți ani ca să ajungi și undeva. Crezi că o să-și piardă copilăria și inocența aia și momentele în care ar putea să se joace făcând asta? Sau? Nu cred. Însă, cu siguranță, un sport l-ar și salva sau l-ar salva de la unele momente, poate, pe care le-am avut cu toții în adolescență, când poate comportamentul nostru. Da, el e de principiu că el nu trebuie să aibă timp liber, pe care să-l folosească, nu știu, la tabletă sau lucruri nefolositoare. Și, într-adevăr, aici nu suntem așa foarte mult de acord, el deja face, urmează să facă pe a cincilea, cinci sporturi, Joachim, care are 5 ani jumate, îl duce la foarte, foarte, foarte multe activități și școală multă deja, că el este clasa 1, chiar dacă are 5 ani jumate și un pic așa cam mult, dar sunt de acord din punctul de vedere, dar aș vrea să fie un pic mai puțin în sporturi. Grijă la burnout. Singurul lucru pe care l-am citit eu undeva este că și copiii pot să facă burnout de la multe activități și că e mișto să se plictisească. Nu cu tableta, într-adevăr, dar să se plictisească, să li se ducă lor mintea. Da. Și totuși sunt foarte mulți copii care probabil se uită acum la noi și își doresc să aibă o carieră de dansator. Arești, tu ai câștigat foarte multe titluri în cariera ta. Care au fost sacrificiile pe care le-ai făcut? Sau există sacrificii? În primul rând, sacrificiul timpului, aș putea să zic. Pentru că timpul este componenta pe care o consumi și nu poți să o cumperi, ca și ideea. Adică e imposibil. Și ideea este că, bineînțeles, să faci performanță în ceva, în orice domeniu, trebuie să alogi foarte mult timp acolo, în acel domeniu. Și, bineînțeles, eu sunt foarte mult timp plecat, adică aproape săptămânal sau o dată la 2 săptămâni plec în cantonament, plec la concursuri sau evenimentele pe care le avem noi și bineînțeles că acesta este un timp pe care îl aloc dansului și nu îl aloc copiilor mei, să zicem. Deci ceva totuși trebuie să sufere asta. Așa este. Vă spun în cazul meu. În perioada decembrie, Rareș a fost foarte mult plecat. Da, aproape, decembrie, nu știu, o zi, două să stea acasă și Joachim a suferit enorm, enorm. Da. Plângea bine, foarte tare. E cazul meu care, să spunem, este puțin izolat, că de obicei sportivii fac copii după ce se retrag. Care a fost cel mai important titlu pe care tu l-ai câștigat în cariera ta? Cred că am obținut la medalia de argint și locul 2 la finala Grand Slam de la Shanghai în decembrie anul trecut, care este un fel de ATP Finals, adică cei mai buni 12 dansatori din lume, după clasamentul pe care l-avem și noi, așa, sunt invitați să participe la acest Grand Slam Final, finala Grand Slam, așa se numește. Și acolo am reușit medalia de argint și la campionatul mondial, tot în China, însă astă vară, am obținut medalia de bronz. Ce frumos! Ce stil de dans! Dans sportiv. Dans sportiv? Dans sportiv. Standard, da. Adică vals, vals lent, tango, quickstep. Tango, quickstep și păi da, poate. Sunteți foarte frumoși și foarte drăguți. Mulțumim. Și vă mulțumim tare mult că ne-ați vizitat astăzi. Mulțumim pentru invitație. Și să veniți să ne învățați și dansăm. Nu o să facă chestia asta, vă zic de pe acum. Nu? Nu. Bine. Cum să nu? Sunteți foarte tare, sunteți un cuplu foarte fain. Vă mulțumim mult de tot. Mulțumim și noi.